Bună ziua, bun venit la o nouă ediție. Astăzi avem un invitat absolut special, cu o carismă ieșită din comun, cu niște talente ieșite din comun, un om de cultură, asta ca să vă arunc așa pe o pistă greșită, vă imaginați că cine știe ce academician Chelios este în studio. Bun venit, Laura Nureldin, îți mulțumesc tare mult! Bun găsit, Mirel Cura, mulțumesc și eu foarte mult! Pentru că citești și nu numai, ci ca să ne facem și noi și puținică reclamă, îți ofer, mai suntem încă pe print cu Capitalul și cu evenimentul istoric. O, ce bine! Și ți le ofer cu tot dragul. Îți mulțumesc! Ai furnizat o mare surpriză în media. Acum 2 ani renunțasești, ți-ai dat demisia de la postul de televiziune unde erai, ai spus că te vei dedica doar scrisului și ai spus că mai ai și alte proiecte la care ții foarte mult și mie unul cel puțin, așa cum ți-am spus de mai multe ori, mi-ai furnizat o surpriză foarte plăcută în momentul în care am auzit că te întorci. Prezinți Observatorul de Weekend la Antena 1 și bine faci. Mă bucur din suflet și îți doresc mult, mult, mult succes. Oameni ca tine, dacă ar fi după mine, doar oameni ca tine ar trebui să apară toate posturile de televiziune și aș fi sigur atunci că decența a pus stăpânire pe posturile de televiziune. Doamne, dar ce reclamă mi-ai făcut! Așa te văd eu. Te deranjează precizarea pe care ți însoțește numele în multe din articole de presă care apar, cu chestia asta cu apariția exotică? Nu pot să spun că mă deranjează. Mi se pare un pic desuetă, însă. Pentru că, nu știu, poate că am fost o apariție exotică în 2002, atunci când am început să lucrez în televiziune și eram puțini, care arătam altfel decât majoritatea. Un om care are altă culoare a pielii sau altă etnie decât cea majoritară, nu mai e de mult așa o apariție exotică. Cred că oamenii au început să se obișnuiască. E adevărat că unii nu s-au obișnuit și sunt și foarte vocali în sensul ăsta, din păcate, dar nu pot să spun că mă deranjează. Așa simt unii nevoia să mă identifice, asta e, o apariție exotică. Bine, da, să fie primit. Da, e ok. Dar sigur că această precizare cu exotică înlocuiește eventuale precizări care ți s-ar cuveni mai mult. Faptul că vorbești două limbi străine, la fel de bine cum vorbești limba română? 4. Eu știam doar de 2. Vorbești 4 limbi străine la fel de bine ca limba română? 2 la fel, da, de bine ca două limba română. La fel, română la alea și 2. Da. Care sunt celelalte două? Celelalte două față de ce? Eu știu de franceză și engleză. Italiană și spaniolă. Italiană și spaniolă. Excepțional, iată. Poate o precizare mai potrivită decât asta cu exotică ar fi fost faptul că ești o foarte bună scriitoare, o foarte bună prozatoare. Mulțumesc. Da, în fine, mă rog, acum nici exotic nu e o înjurătură. Nu, chiar mult mai bine exotic decât alte cuvinte pe care le-am primit de-a lungul timpului. Ăsta este următorul subiect pe care aș vrea să-l atingem. Ai plecat de la Antenă în urmă cu 2 ani.
supărat ai mult spus. Necăjită. Nu, nu e mult spus supărată. Nu, e puțin spus supărată. Este puțin spus supărată. Da. Ce am plecat ce îndurerată, revoltată și... De ce ai plecat? Scuze pentru cuvântul ăsta, scârbită. Da. De unele reacții venite de la oameni. Dacă cineva... De la public? De da. La... Am înțeles. De asta spun. Unele reacții da, de la unii oameni. Nu vreau să... Vezi tu, mie mi se pare că e o problemă foarte mare generalizarea. Corect. Publicul face așa, jurnaliștii fac așa. Nu tot publicul face așa, nu toți jurnaliștii fac așa. În momentul în care spui toți oamenii albaștri cu ochii mov sunt așa și e un singur om albastru cu ochii mov care nu face așa, acelui om îi datore scuze. Sigur, sigur. Deci atunci când am plecat... Dacă mi s-ar fi reproșat de către o parte a publicului. Nu știu, că sunt un jurnalist slab. Eu nefiind jurnalist ca școală, eu am absolvit psihologie, sociologie. M-am calificat la locul de muncă, luată așa și pusă să prezint un jurnal în engleză. Asta mi-a zis Silviu Prigoană atunci, în 2002. Vezi că mâine dimineața la 10 ai jurnal. Am avut și de atunci tot așa am ținut-o. Ajungem și acolo. Sunt convinsă. Dacă mi s-ar fi reproșat asta, dacă mi s-ar fi zis direct, ești proastă. Ok, poate că da, poate că nu, putem să discutăm despre asta. În momentul în care te pomenești că ți se varsă în cap un val de ură, ură, și am proprietatea termenilor, ură, în cea mai crudă formă a ei, de remarci super rasiste și de tot felul de invective, te oprești, te uiți un pic în jur, te uiți la tine și spui, ok, e o meserie pe care o iubesc. Tot timpul am spus asta. E o meserie pe care o iubesc foarte mult. Se și vede, o iubești, da. Așa cum e ea. Da, da. Câteodată, de multe ori, greu de făcut, frumoasă, are de toate. Dar am pus în balanță lucrurile. Cât primesc, nu mă refer la partea financiară, la satisfacție. Cât primesc și cât mă costă. Și atunci când am constatat că tot valul ăsta de ură începe să mă coste nervi și sănătate, am zis gata, nu. Aici mă opresc. Pentru ce? De la ce ți s-a transformat, lui Băsescu? Poate ai spus ceva, poate ai injurat. Ce, de fapt, ce s-a întâmplat acolo? Cred că acolo? Nimic din ce ar de la putea... Ce? Adică nu că ai fi făcut tu ferească Dumnezeu ceva care să justifice tsunamiul ăla de mizerie. Cred că nimic din ce ar putea să facă sau să spună un om nu justifică așa ceva. Fără discuție. Adică, dacă, a existat ceva, dacă un factor declanșator? Da, nu știu, că la un moment dat orice aș fi zis, evident că de pe Facebook porneau toate. Da, orice da. Aș fi zis, da. Ok, hai să o luăm mai din urmă. Eu am lucrat până de curând aproape exclusiv în televiziuni de știri. Da, da. În afară de un an în care am prezentat o emisiune la TVR1, Papucul Doamnei se numea. Unii oameni au o percepție foarte ciudată asupra televiziunilor de știri și asupra celor care lucrează în televiziuni de știri. Îi privesc ca pe niște soldăței de plumb care trebuie să se comporte într-un anumit fel, așa cum cel de acasă își imaginează că trebuie să se comporte. Aia nu sunt soldăței de plumb, sunt oameni care au și ei convingeri, opinii, preferințe. Sigur că trebuie să fii echilibrat. Echidistant nu ai cum să fii niciodată pentru că ești om și ești subiectiv. Ferească Dumnezeu! Dar trebuie să fii echilibrat. Pot să te întrerup o clipă? Îmi dai voie? Este cea mai mare tâmpenie într-o vreme când mă mai chemau să mai predau câte ceva pe la facultate de jurnalism, acum nu mă mai cheamă. Primul lucru pe care îl spuneam era, domne, până acum profesorii v-au spus că trebuie să fiți obiectiv și echidistant. Uitați. Obiectivi. Păi nici obiectiv nu poți să fii. Obiectiv, da. Nici obiectiv nu poți să fii. Cântărești fapte. Eu le spuneam studenților să uite chestia asta, că obiectiv și echidistant nu trebuie să fie decât milițienii atunci când completează procese verbale de cercetare la fața locului. Zic, și atunci trebuie să fiți subiectivi. Foarte bine. Și acum intrăm în materie. Cum reușim să fim subiectivi, fiind moral, respectând legea, respectând profesia, respectând... Asta este toate. E foarte important să ne formăm ca jurnaliști prisma subiectivă să fie o prismă onestă.
Iartă-mă că te-am întrerupt. Așa da. Așa da. Atunci nu te mai contrazic în privința obiectivității, da. Așa da. Ei, și spuneam că unii oameni consideră că dacă lucrezi la postul X sau la postul Y, trebuie să fie așa sau altfel. Eu am fost egală cu mine însă, indiferent unde am lucrat. Atitudinea unora însă s-a schimbat în funcție de locul în care am lucrat. Puteam să scriu piu pe Facebook și dacă lucram la postul X, eram înjurată pentru piu. Dacă lucram la postul Y, eram aplaudată pentru piu. Oamenii nici măcar nu mai erau atenți la ce spuneam și la forma în care o spuneam. O dată, de pildă, uite, mi-ai cerut un exemplu. Mi-am amintit. Da. Am avut o știre despre acea schimbare din rugăciunea Tatăl nostru la catolici. În loc de și nu ne duce pe noi în ispită, nu ne lăsa duși în ispită. Și au sărit unii care nici măcar nu erau catolici, adică nu-i privea pe ei. Domne, cum să se întâmple așa ceva, că trebuie să fie cum era la început? Și am scris atunci, mi-amintesc vag, nu pot să citez exact. Da. În primul rând că nu prea mai știe nimeni cum a fost inițial, în afară de oamenii care au scris atunci Biblia, că na, nu prea mai sunt pe aici ca să ne spună, băi, vedeți că n-am vrut să zic așa cum ați tradus voi. Să publice o erată. E un text care a trecut prin nenumărate traduceri și răstraduceri. Și pe urmă nici măcar nu mi se păreau așa ok, în loc să... În prima formulă, și nu ne duce pe noi în ispită, se presupunea că Dumnezeu ne împinge și ne... Se presupunea că formula asta înseamnă că Dumnezeu cu asta se ocupă, să ne ducă pe oamenii ispită. Ferească Dumnezeu, ar fi grav. Mi se părea mult mai corect forma cea nouă. Asta e tot ce am zis. E zis corect ce e, de bun simț. Vai, nu, greșit. Da. Cine e asta? Eram așa, în același timp, în același comentariu al aceleiași doamne. Citez, musulmancă... Nu sunt botezată creștin, dar bun, nicio relevanță. Și dacă erai musulmancă, era în regulă, adică... Absolut, da. Bineînțeles. Uite, colega așa, noastră, Feri Predescu, e musulmancă. Nu, dar n-ai cum să fii musulman ateu și nu mai știu ce în același timp, adică e ori-ori. Da, și e schimos. Da. Da. Plus alte lucruri legate, desigur, de faptul că nu sunt blondă cu ochii albaștri, asta e. Deci, ăsta e doar un exemplu de la așa ceva. Da. Acum, Laura, tu îi luai în serios pe ăștia? Ăștia sunt idioți. Tu iei în serios idioții? Eu nu am făcut niciodată idioți. Sau erau atât de mulți încât au... Nu am făcut nici, nu am considerat niciodată idioți. Păi, doar un om idiot. Dacă este unul singur, zici... Treci ușor. N-a înțeles. Da. Aia e. Da, ok, te afectează, dar... În momentul în care vine un val de așa ceva, le făcusem și există în continuare pe contul meu de Facebook. Le-am făcut un album. Le-ai făcut poze. Vedete. Le-am făcut screenshot toate mizerile pe care le scriau. Și nu ca să mă victimizez, nu ca să mă tăvălesc pe jos uite ce mi se întâmplă mie. Dar eu am privit ca pe niște bullies. Și un bully se hrănește din jena victimei lui. Sigur că da, ăștia trebuie dați în gât. Iar mulți dintre ei... Erau oameni care altminteri pozau în intelectuali, fini, în pe niște bune, persoane. Da. Erau și dăște. Da. Tocmai de aia. Da. Uite, el e cel adevărat, cel care mi-a scris asta. Da. Bun, ăla a fost un moment în care tu ai descoperit că, să spuneai, dacă era doar unul, nu era nicio problemă, pe contrariu. Era o problemă, Adică au fost mulți. Tu nu știai că idioții sunt mulți? Încă o dată, nu am considerat niciodată idioți. Asta nu e prostie, e răutate. Nu. E răutate gratuită. Eu așa o privesc. Eu așa o privesc. Doar prostul e răutate gratuită. Da. Formidabil. Nu am știut că de la rugăciunea Tatăl nostru a plecat chestia asta. A fost doar un exemplu. Nu... Repet, puteam să scriu orice la un moment dat, ajunsesem în punctul în care nu postam decât, nu știu, poze cu pisica, glumițe, că nu mai duceam. Pur și simplu nu mai duceam. Dacă îndrăzneam să am o opinie, se declanșa jihadul. Da. Am înțeles. Între timp s-au potolit. Băi, probabil că e posibil să-i... apuce iarăși. De exemplu, eu sunt înjurat, sunt deseori sunt invitat
la colegii noștri, colegii noștri de presă, de la Antena 3, și sunt înjurat, oribil, îngrozitor, adică sunt făcut țigan, jidan, făcut în tot felul. Nu-s nici una, nici alta și dacă aș fi fost, n-aș fi avut o problemă. Că sunt mai rău decât atât, sunt oltean. Adică sunt mai rău decât toate chestiile astea. Glumesc acum pe seama oltenii vorme. Că mă plătește varanul și că mă... Da. Acum eu sunt mai... am pielea un pic mai groasă decât tine, așa. Păi știi? Flituiesc, niște idioți, că îi flituiesc, e clar că ei nu știu nimic de activitate, despre activitatea mea, ei nu știu nimic despre nimic. Da, în fine. Pentru mine e mult mai frustrant atunci când cineva care habar n-are nimic despre mine, cineva care îmi cunoaște, cum se spune, doar fața și numele, își permite să spună lucruri despre cum sunt eu de fapt. Știi? E mult mai frustrant atunci. Dacă cineva care mă cunoaște îmi spune ceva, o privesc altfel. Cas pe gânduri. Da. Da, normal. Dar dacă nu mă cunoști, habar n-ai nimic despre mine, despre viața mea, despre istoria mea și îți permiți nu să ai o opinie, să ai o convingere în ceea ce mă privește, avem o problemă. Eu te discuți cu un om care încă nu și-a pierdut inocența în domeniul ăsta, în subiectul ăsta. Negri, albi, roșii. Am crescut într-un cartier cu copii cu mame rusoaice, cartier de blocuri de militari care se întorceau de la studii din Uniunea Sovietică cu soții rusoaice și cu copii pe care îi chema Colea, Vasea, cu o grămadă de minunați copii de țigani, familii de țigani din neamul florarilor. Și când spun minunați, sunt minunați. Mâncam în casele lor, eram colegi de școală cu ei. După aia am făcut un liceu, liceu Matei Basarab, în cartierul evresc. Jumătate din copii erau evrei și vreun sfert armeni. Că în cartierul evresc stăteau și mulți armeni. Atunci, eu între noi pe acolo, de-aia nu prea iau în serios chestiile astea. Nu idioții care jignesc, dar eu nu prea iau în serios chestiile astea. De ce? Pentru că între noi nu exista așa ceva, nici măcar atunci când ne porecleam rusule, țigane, adică erau niște porecle. Nu trăgeau nimic rău după ele. Dar sigur, când te faci mare, ești adult, lucrurile astea, într-adevăr, încep să sune altfel, să luate alte încărcături. De-aia spun că, eu nu mi-am... Ai suferit? Da. Tu ai suferit pe tema, adică... lucrurile astea erau, se întâmplau cu răutate. Asta spun. De asta tu-i numești idiot. Nu pot, în primul rând, să jignesc pe cineva numindu-l așa, dar nu e prostie, e răutate. În spatele unui cuvânt, în spatele oricărui cuvânt... Bine, dar tu nu asociezi prostia cu răutatea? Nu ți se pare că merg mână în mână? Nu sunt întotdeauna mână în mână. Eu așa le văd. Da, bun, în fine, iartă-mă, te-am întrebat. Oamenii inteligenți nu pot fi răi. Nu că dacă ești inteligent, dacă ai și niște norme morale, înseamnă că îți ții cont de... Nu, atunci nu ești inteligent. Știi câți criminali în serie au un IQ absolut impresionant? Da, bun, bine, da, de văzut așa lucrurile, da, îți dau dreptate. Nu merg neapărat mână în mână. Și ți-am zis mai devreme, e dureros atunci când te pomenești că unii care habar n-au despre tine nimic, încep să spună lucruri, să aibă certitudini pe care să le rostogolească. Da, știu. Da, știu. Da, mi se întâmplă și mie chestia asta. Bun. Și revenind, și toate chestiile astea s-au acumulat unidirecțional, ca să spun așa. Adică? Te-au dus într-o depresie. Asta vreau să spun. Toate lucrurile astea s-au acumulat. Tot valul ăsta de ură declanșat de faptul că tu apăreai pe ecranul unui televizor. Nu că dacă apăreai la un ghișeu, la o bancă, nu... Nu interesa pe nimeni. Nu interesa pe nimeni, da. Te-au... Mă rog, la o bancă s-ar putea să mă fiu și acolo, nu știu ce să zic. Atunci când vine omul să plătească rata, nu prea iubește pe ăla care ia banii. Nu prea, da. Da. Și s-ar putea să-i caute nod în papură. Da. Da, asta e bună. Și te-a dus la Odem și n-ai mai vrut să mai ai de-a face cu meseria ta. Nu. Ce ai făcut în ăștia? Am scris. Doi ani. Am scris, am tradus. Și ai scris minunat. Scriu, mulțumesc.
scriu în continuare, traduc în continuare și nu, chiar nu vreau să renunț la asta, îmi place foarte mult. Și tradusul, traducerile literare. Felicitări, știu, m-ai chemat, m-ai invitat și îți mulțumesc la lansările tale de carte, așa cum am afirmat și am povestit public și am prezentat și probe. Fiica mea te citește în dragi. Îi mulțumesc. Și te-a, da, te-a descoperit și mi-a spus așa, adică ea cred că are impresia așa că noi ăștia din presă așa nu prea e mare lucru de capul nostru, pentru că ea când a luat carte și după primele 10 pagini zice, dar scrie bine colega asta a ta. Păi mă, tata, zic, eu am mai mulți colegi așa care scriu bine. Zic, și colegii ăia din trecut, așa, din perioada interbelică, vreau să le fac un pic imaginea Brăsării, așa, zic, mă, erau mari scriitori, adică, uite, și am explicat, eu am povestit de Naia Ionescu, de Arghezi, de mari scriitori care au fost și ziariști, adică, totuși nu suntem... Da, doamne ajută, nu știm cum vom fi priviți de viitorime. Ți-au căzut bine ăștia 2 ani? Te-au refăcut? Te-au... Da. Dacă am reușit după 2 ani, că acum n-a fost prima dată când m-a sunat cineva să-mi spună, băi, vino să lucrezi în televizor, hai, lasă, întoarce-te. Hai, gata, da. Nu, n-a fost prima dată. Dar până acum, nu, am fost... Știi cum... Ziceai că sunt mesajul ăla înregistrat când suni undeva, într-un call center. Mulțumesc mult că te-ai gândit la mine, dar corect, nu. Da. Nu mai pot, nu mai doresc asta, da. Nu mai vreau, nu. Și în 2 ani, nu știu, cum de s-a făcut? S-a copt. Atunci când în loc de nu, mulțumesc mult că te-ai gândit, dar am zis, nu știu, hai să vorbim. Vreau să mă uit cine a zis, cine a vorbit. Am zis eu asta? Da. Și eu am fost mirată de mine, dar până la urmă a fost da și zic eu că a fost bine. Microbul te-a chemat? Că e un microb. Cred că a suferit o mutație microbul în cazul meu. Pentru că dacă ar fi fost același microb, atunci mi-aș fi dorit în continuare adrenalina aia dintr-un post de știri în care nu contează că ești jumate mort de răceală, că dormi, că s-a întâmplat nu știu ce, dacă a explodat, s-a aruncat, a picat. Trebuie să știi să spui. Trebuie să te duci ăla, și da. Să fii și deștept și cu mințile acasă și așa mai departe. De data asta, pentru că e prima oară când lucrez într-un post generalist, sigur că sunt tot știri, sigur că e tot presiunea și stresul unui live. Da. Dar e foarte diferit. E foarte diferit din punct de vedere al conținutului, în primul rând. Observatorul de weekend, de zi. E o oră la care oamenii, dacă sunt acasă și se uită la televizor în weekend, cred că își doresc să vadă niște lucruri frumoase, mai plăcute, da. Relaxante. Mă gândesc, da, așa e. Nu da. Scandal, da. Nu da. Accidente, crime, nu nenorociri. Da. Da. Și mă bucură că pot să le ofer asta. Am fost invitată chiar înainte de prima mea zi pe post acum, la colegii mei de la Observatorul de Prânz din timpul săptămânii, vinerea trecută. Și am fost întrebată ce îmi doresc acum. Și am spus, și o repet, și asta chiar cred, îmi doresc să le ofer oamenilor și informație și bucurie. Excelent! Asta e ce-mi doresc. Excelent, excelent. Și sper că reușesc să o fac. O întrebare nasoală. Ia. Crezi că sunt mulți oameni, crezi că sunt mulți cei ce își doresc asemenea știri? Sper că da, sunt. Da. O întrebare nasoală, cum răspund cinstit. Da. Sper că sunt. Da, și eu sper. Și eu sper. Cunosc oameni care... Și cunosc oameni chiar la mine în casă. Care nu mai rezistă la genul ăsta de știri. Nu mai au nervi pentru genul ăsta de știri. S-a întâmplat, l-a înjunghiat, i-a luat carotida, l-a aruncat în fața trenului. Sigur că lucrurile astea există și există. Nu pot fi ignorate. Că dacă le băgăm sub preș, nu înseamnă că dispar. Nu pot fi ignorate. Da. Dar eu de ce te întreb? Noi, după cum probabil că știi, am renunțat la ediția print, lumea nu mai cumpără ziare, suntem doar în online. Mare păcat. Da, într-adevăr, mare păcat. Se pierd multe. Se duce naibii memoria neamului în felul ăsta.
că nu mai are ce să mai ajungă într-o bibliotecă, într-un depozit de presă. În fine, și văd știrea aia deșteaptă, interesantă, muncită, cu date interesante, cu lucruri folositoare. Are 6-700 de accesări. Și știrea, i-a ridicat fusta, a violat-o, i s-a văzut nu știu ce, i-a băgat cuțitul în ceafă, 25-30 de mii de accesări. Eu nu știu ce se întâmplă cu noi. Chiar nu știu, chiar nu înțeleg. Poate înțelegi tu, psiholog, sociolog. Ce se întâmplă? Nu știu dacă înțeleg, doar constat deocamdată. Oamenii nu mai au răbdare. Nu mai au răbdare. Mi se pare înfiorător că atunci când deschizi pe net un articol, sunt foarte multe site-uri la care îți apare durata... Cât a stat? Da. Nu. Cât durează să citești articolul ăla. Dar de ce să-mi spui de la început că durează un minut sau durează 3 minute pe bune? Lasă-mă pe mine să văd dacă... Poate nu merită să-l citesc. Poate e scris foarte prost, poate e ceva care nu mă interesează. Da. Dar de ce să-mi spui cât? Crezi că am viața împărțită așa la miime de secundă și trebuie să mă gândesc că o să aloc acestui articol un minut din viața mea și trebuie să am o dezbatere cu mine însămi ca să văd dacă merită sau nu? De ce așa? Oamenii se opresc, oamenii, nu toți oamenii, dar sigur, unii oameni, o bună parte, se opresc la titlu. Da. Titlul și șapoul ăla. Citesc un titlu, da, și în funcție de titlul acela, fără să se mai uite la conținutul articolului, care poate că nu are nicio legătură cu titlul, care e doar ceea ce numim noi clickbait. Da? Pui un titlu de ăsta bombastic să dea un click, da, să acceseze. Să-l păcălești, da. 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 Deja are, încă o dată, nu o opinie, o convingere. Da, știe. Pornită de la un cuvânt dintr-un nenorocit de titlu. Da, da. Nu, oamenii nu mai au răbdare. Da. Mulți oameni nu mai au răbdare. Te umflă râsul, nu știu, unii nici nu-și dau seama că se fac de râs. Eu îmi pun și eu, ca toți jurnaliștii, editorialele, articolele mi le pun pe Facebook. Și, bineînțeles, e un text pe care eu spun pe scurt ce textul pe care îl pun eu pe Facebook, și după aia link-ul la editorialul meu. Și sunt foarte multe reacții pe Facebook versus accesările articolului. Nu, da. Și asta se întâmplă, dar nu asta vreau să spun acum. Altceva vreau să spun. Și sunt unii care comentează: bravo, bravo domnul Curea, bravo Mirele, bravo bă Mirele, hai sictir bă Mirele. Diverse, da. Trebuia să scrii și că. Păi am scris. Și în articol despre aia e vorba. Da. Dar e mai încolo, mai pe la mijloc, mai pe la... Da. Sigur, acum eu nu fac cum făceai tu, ăștia nu, pentru mine ăștia nu mai există după aia și în următorul minut la mine în listă, pleacă, sunt barați, dați afară, nu stau să-mi pierd vremea cu... idioți. O să spui că nu sunt idioți. Pentru mine sunt idioți. Nu poți să exact cum spuneai tu, nu poți să-ți dai cu părere într-o chestiune pe care nu o știi. Și aici ai perfectă dreptate, că dacă unii spune așa, băi, Curea, am citit ce ai scris. Bă, băiatule, tu n-ai talent, mă. Mă, băiatule, tu nu te-ai informat bine, pentru că poc. Da. Ok, deci sper să ai succes. Și eu sper să ai succes. Nu să am eu succes, sper să formatul ăsta dorească să, oamenii să ai succes. Da. Vorbeam și cu colega noastră și buna ta prietenă, Ana Gavril, despre ce e de făcut să putem da ca jurnaliști oamenilor lucruri folositoare. Cum să le îmbrăcăm? Cum să le glazurăm, ce zahăr să le punem, să... Ce se întâmplă? Ce părere ai? De ce oamenii nu mai vor? Asta e o grabă, am înțeles cu graba. Dar ce se întâmplă că oamenii, mulți dintre ei, nu mai au chef, nu mai au organ pentru nimic de substanță, nici măcar pentru informația de folos lor. Ce se întâmplă cu ei? Ce vor? Crede-mă că nu știu. Nu știi răspunsul nici. Nu-mi dau seama ce vor oamenii care nu mai au răbdare nici măcar pentru informații folositoare lor. Habar n-am. Dacă nu te interesează ceva care îți trebuie, nu știu ce te mai interesează. Ce te poate interesa pe lumea asta? Nu-mi dau seama. Și nu știu, încă o dată, nu știu de ce se întâmplă asta, nu știu cum s-a ajuns aici, nu știu cum s-a ajuns la o memorie atât de scurtă. Sunt subiecte care fac vâlvă o săptămână și toată lumea vorbește numai despre asta, peste tot. În săptămâna următoare apare o mărgică mai strălucitoare și uităm
tot despre scandalul de săptămâna trecută. Un scandal care, nu știu, nu era o chestie de can-can. Da. Era ceva grav. Grav, ceva imoral, ceva... Da, da. Da, da, da. Nu mai da, există. Da, da. Nu știu, chiar n-am o explicație. Acum, pe la începutul crizei, un biet nebun, în sensul de bolnav, un biet bolnav, înregistrat ca atare în clinicile de psihiatrie, a fost împușcat de la spate de un polițist cu 4 focuri de armă. Nu trebuie să fii specialist în dreptul penal sau în criminologie ca să-ți dai seama ce a fost acolo. Ai mai auzit să se ocupe cineva de urmarea... E o anchetă. Ce nu s-a știu, dar cu mai ancheta? Știu ceva de balena albastră? Ce să... Poftim. Bravo, excepțional, balena albastră. Nu, da, asta de la Andra mi se trage. Excepțional. Când... Uite că uitasem și eu. Atunci da. Când mai vorbim despre trend. Subiecte da, moarte, da, da, da. Balena albastră nu mai există și ea. Excepțional, nu? Da. Nu știu, monstrul din Caracal. Da. Am stat da, da. Un an, da. e un an și ceva da, de atunci. Da. Un an, s-a făcut un an acum 2-3 săptămâni. Da, asta zic, un an da, și un pic. Da. Eram cu toții da. Cu ochii lipiți de televizoare să vedem ce găsesc ea acolo. Nu mai vorbim de cum s-a întâmplat, cum s-a făcut ancheta, că nu da, vorbim da, despre asta. Da. Dar era un mega subiect. Sigur. Fetele alea săracele nu au apărut. Nu. Iar subiectul a trecut undeva așa, în da. Derizoriu. Cum a început presa, Laura? Și de ce? Cum și de ce? Terminasem facultatea. Și voiam un job, un job, ceva temporar. Eu am făcut psihologie pentru că voiam să fiu terapeut. În timpul facultății mi-a trecut chestia asta. M-am potolit. De ce ți-a seama că... Nu știu, am descoperit, am descoperit pe parcurs psihologia judiciară, care mi s-a părut mult mai interesantă. Da. Mult da. Mai interesantă. Da. N-am nimic cu terapeuții, deci da. Nu, n-am nimic cu terapeuții. Pentru mine mi s-a părut mult mai interesantă psihologia judiciară. L-am avut profesor pe domnul profesor Dorel Butoi și da, da. Seminariile erau, nu știu dacă te uiți la Criminal Minds, da? Uitat? Criminal Minds. Da, sigur că da. E, bun. Cum da, fac oamenii da. Ăia da, 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 prezentarea unui da, caz, da, așa da. Erau seminariile da, noastre. Da, 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 și e spectaculos domnul profesor Butoi. E spectaculos da. Totul legat da, de psihologia da, da. Judiciară. Repet, pentru mine, altora da, li se pare da. Ceva îngrozitor. Am renunțat și la asta... căutându-mi un job și la un moment dat am aflat că la Realitatea TV din vremea aceea, din 2002, aveau nevoie de un traducător și documentarist pentru o emisiune pe care o făceau ei, o făceau un american, o emisiune de interviuri cu expați. Uh-huh. Eu pentru asta m-am dus. Uh-huh. Nu m-am gândit, nu m-am visat când eram mică să fiu la televizor, să... nu aveam niciun gând. Și m-am dus... S-a uitat așa la mine, Bogdan Gamaleț prezenta atunci da. Jurnalul în engleză și plecase, mai era încă cineva, o doamnă care prezenta și ea jurnalul în limba engleză, doamna aceea plecase și aveau nevoie de încă un prezentator. Și mi-au zis, nu vrei să dai probă? Eu? Da. De televizor? Da. Bine. Și așa la un pupitru cam ca ăsta, mi-au explicat, era prompter cu pedală. Mhm. Ah, era un buton în, curgă textul. Da, da, da. În podea. Mi-au zis, calci pe ăla ca să scurgă textul pe ecran. Da, ușor, să nu se ducă prea repede. În ritmul tău. Da. Și am avut niște momente foarte simpatice cu cealaltă pedală de promptor care era în dreptul scaunului invitatului și le atrăgeam atenția. Vă rog frumos, vedeți că să nu călcați pe el. Își puneau picioarele. Jurnalul da. Meu se ducea. Da. Da, și am dat probă, le-a plăcut. Și lui Silviu Prigoană și lui Bogdan Gamaleț, că el se ocupa de jurnal. Da, da. Da, da, da. Și Silviu Prigoană mi-a zis, bine, mâine dimineața la 10 vezi că ai jurnal. Cum mâine dimineața la 10? Da, ai 3 zile de probă. Și vedem după aia dacă semnăm sau nu. Am dat primul jurnal a doua zi. Am fost... Foarte bună. Că imediat nu știu dacă foarte bună. Imediat s-a auzit de tine. Super calmă da, am da, fost. Da, da, da. Abia când a intrat genericul am început să-mi fac așa genunchii. Ai avut emoții. Când s-a terminat jurnalul. Da, da. Eu funcționez așa. Întâi rezolvăm, pe urmă leșinăm, dacă e cazul. Corect, da. Și am da. Rezolvat, după care... și n-au mai fost 3 zile de probă, am semnat contract în aceeași zi. Și de la jurnal în engleză, pe care doar îl prezentam la început,
am început să-l și scriu, să și am învățat să montez, așa. Să pun voce. Am făcut o emisiune, am prins războiul în Irak, din Irak acolo. Uh-huh. O emisiune de știri externe. Nu știu ce n-am făcut acolo, Dumnezeule. Deci ai învățat tot ce, absolut tot ce se face într-un jurnal. Toate activitățile care constituie, de fapt, jurnalul. Excelent. Da, și întrebam totdeauna. Atunci când nu mi-am luat lepșe cu găleata cu șarfuri sau glumițe de-astea, pentru că atunci când auzeam un cuvânt pe care nu-l știam, că n-aveam de unde să-l știu, dacă nu făcusem asta, în loc să mă fac, să mă prefac deșteaptă și cum, dar nu știu eu ce e aia șarf, ce? Ce ai zis? Păi n-ai tu treabă. Nu, dar vreau să știu. Ce ai zis? Ce înseamnă aia? Da, asta e o mare putere. Și atunci am învățat. Este o mare putere pe care, pe la noi, pe la români, puțini oameni au puterea asta. Să întrebi, să mărturisești că nu, da, putere, ce e? Nu, dar mi se pare mai ok să recunosc că nu știu. Adică mi se pare că nu mă fac de râs întrebând sau recunoscând că nu știu. Mă fac de râs în momentul în care zic că, da, știu, mă, ce-o fi aia, Doamne? Ai văzut câți oameni folosesc greșit cuvinte, niște cuvinte, cum este, de exemplu, celebru cuvânt fortuit sau libertin? Nu e o problemă că nu știi sau ce înseamnă. Sau, da. Nu e o problemă că nu știi ce înseamnă. Problema este că îl folosești fără să știi ce înseamnă. Da. Sunt cuvinte care în engleză se numesc false friends, pentru că sunt prieteni falși, că sună ceva cunoscut. Da. Nu te mai gândești că s-ar putea totuși să însemne cu totul altceva și îl folosești. Și te duci în gard cu tot cu el. Da. Spunea o... Îi atrăgeam atenția unei profesoare de-a fiicei mele, Teodora. Îi spuneam, uite, are obiceiul să, și are obiceiul să, și are obiceiul toată să fie pisologă, să... Și ea mi-a zis, da, zice, învățătoare era, zice, da, zice, știu, nu trebuie să-mi explicați prea mult, că și eu am niște copii foarte libertine acasă. Am înțepenit. Femeia nu știa ce înseamnă. Zic, doamna dirigintă, stați un pic. Ferească Dumnezeu să fie libertin. Ferească Dumnezeu. Bine, nu, ok, nu, să fie și dacă ți-anișoare aveau. Adică dacă aveau 5 ani și erau libertini, da, și erau libertini, nașpa. Așa la 30 de ani mai merge. Da. Da, și după aceea stăteam și mă gândesc. Doamna, care e o problemă? Că nu știe? Nu. E o problemă că simte nevoia să-l folosească fără să știe. Cine ți-a fost model în presă? Domnule, mă duc, uite, ăștia mă pun să predic. Prigoană zice că de mâine dimineață, gata, intru pe post. Domnule, hai să încerc să fiu ca... Nu. Ca cine? Nu. Ca nimeni, ca tine. Nu, e greșit să... Părerea mea e că e greșit să încerci să fii ca cineva. Poți să te uiți... Te inspiră. Poți să admiri oameni. Da. Să te uiți nu la ei. Nu că imiți, dar că te inspiră. Să cine iei de la fiecare câte ceva. Cine te-a inspirat? Asta cine spun. Da. Mulți. Mulți. Cine? Mulți oameni. Da. Câteva exemple îți vin în minte, cei care te-au marcat? Nu știu să-ți spun, pentru că n-aș vrea să uit pe nimeni. De inspirat m-au inspirat, cred, toți oamenii cu care am lucrat, indiferent dacă erau prezentatori, dacă erau redactori, editori, nu știu, redactori, șef sau operatori, habar n-am, regizori de emisie, am învățat câte ceva de la fiecare. Da, ce elegantă ești, fericit. Nu e eleganță, e realitate. Foarte elegantă. Că nu e un adevăr. Că nu numești e un adevăr. Am învățat câte ceva de la fiecare. Repet, am intrat în televiziune neștiind absolut nimic despre asta. Și nedorindu-mi să fac asta. Nu a fost vreun vis din copilărie, cum ziceam. Pur și simplu mi s-a întâmplat. Și m-au aruncat în apă și mi-au zis un not. Bine, un not. Asta e. Și atunci, da, am fost burete și am absorbit de la toți oamenii de la care am simțit că am ce învăța, am învățat câte ceva. Te-am pisologit în câteva rânduri, atâta cât îmi pot permite să te pisologesc și să dau sfatul oamenilor, să scrii o carte despre tatăl tău. Putem vorbi despre domnia sa, despre tatăl tău? Putem vorbi, ok? Da. L-ai cunoscut în urmă cu câțiva ani, a venit în țară să te vadă, ai povestit foarte emoțional lucrul ăsta, ai pus o poză, mi-aduc aminte, și acum ai pus o poză pe Facebook și ai spus o chestie, el e tati. Am înțeles de la tine că tu erai convinsă că s-a prăpădit. Toți eram convinși. Toți, că s-a prăpădit. Da, că era că s-a prăpădit. Și nu că eram convinși, primisem
chiar o informare oficială, în sensul ăsta, da? Ambasada Sudanului. Nu știu, da, că da, ce da. Că e, că s-a prăpădit da. În război? Sau nu că în război, nu dar mai știe. Oricum, da. Da, da. Iar eu te-am tot bătut la cap să scrii povestea vieții, să scrii povestea vieții. Ar fi absolut senzațional. Te-ai apucat? Nu, că nu te cert. Te-ai apucat să scrii povestea vieții? Nu m-am apucat și mi se pare că să scrii la 40 de ani povestea vieții e un pic cam de vreme. Nu, povestea vieții în sensul de adică memorii. Mai încolo. Ce, mai încolo, mai am, lasă. Mai am, să se mai coacă. Lasă. Spune-ne câte ceva despre povestea părinților tăi. Mama, tata. Păi, da, cât timp ai? Dacă tot m-ai întrebat despre întâlnirea cu tatăl meu... Ce face? Ce facultate a făcut tatăl tău în țară? Este în inginer textilist. Asta inginer? Inginer, la Iași. Da, la Iași, da, da. Acolo unde și da. Fratele meu, unul dintre frații mei, pentru că am doi frați și trei surori. Să dea Dumnezeu sănătate. Fratele tău... Mulțumesc asemenea. Am un frate... Da? De mamă, care stă în Statele Unite, acolo unde locuiește și mama mea. A, da? Da. Așa. Bravo! Și un frate de tată, care locuiește în România, la Iași. Extraordinar! A venit în țară. Da, el a fost cel care m-a găsit. El a fost cel care m-a găsit. Deci el a venit ca student să facă facultatea pe care a făcut-o tatăl lui? Nu. A venit la un master. Am înțeles. Și a făcut altă facultate decât... Am înțeles. Iar tatălui a spus, băi, tu ai o soră în România, caut-o. Da, asta mi s-a părut fabulos, că ei au știut dintotdeauna de existența mea. Adică nu am fost așa un secret din tinerețe care... Nu! Da, 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 da. Păi clar, omul a vorbit cu copiii lui. Băi, mai am o fată. Da. Și asta spun, cel care m-a găsit a fost unul dintre frații mei. Cum te-a găsit? Tu erai celebră, te-ai văzut la televizor sau cum? Nu, asta cu celebru sună așa... Sună mișto. Ce? Sună mișto, da, da, celebră. În fine, mi-a scris un mesaj pe Twitter. Acolo m-a găsit el. Mă găsise și pe Facebook, săracul, dar se dusese mesajul lui în cele filtrate. Ce mesaj ți-a dat? Citește-ți mesajele de pe Facebook. M-am uitat eu așa la nume, suna asemănător... Am văzut. Bine că nu l-ai dat afară din listă. Bine că asta îi zic mereu. A, da? Bine că nu te-am blocat cu înjurături și cu tot acolo. Vreau să te agațe. Da. Da. Și... Bun, și te-ai uitat în mesaje. Ce a scris în mesaje? Sunt fratele meu. Haide mă! Hai, lasă, nu. Ba da. Te-ai uitat la nume. Așa, și nu e vreun nume unic. Nu rel din. Sunt destul de... Chema și pe el, nu? Da, normal. Mulți oameni care... Și am început să-i pun întrebări. Da, da. Și la un moment dat mi-a trimis o fotografie a uneia dintre surorile mele din Sudan. Și mă uitam la poză, era micuță, cum se vede în Messenger-ul de Facebook. Și mi-a zis, stai nebunit, de ce îmi trimite poză cu mine? Extraordinar. Și după aia mă uitam mai bine, zic, wow, stai așa, un pic că nu sunt bine eu. Așa seamănă cu, da? Formidabil. Da. Bun, și te-ai întâlnit cu el, zi, povestește, te-ai întâlnit cu el, m-am întâlnit cu el, ne-am întâlnit. Da. A venit și mama mea în țară atunci, a venit și el. Americanca. Și ne-am întâlnit, româncă. Da. Și ne-am întâlnit toți trei. Și a fost un sentiment foarte, nu știu cum să-i zic, chiar nu știu cum să-i zic. Să-i văd pe amândoi, da, să fim amândrei în același loc. Un pic straniu. Mai ales că știam că omul ăla, cu toții, repet, știam că nu mai e. Dar e. Bun. După care tata, ce a vrut să te cunoască? Păi da, asta zic, a venit în țară, ne-am cunoscut. A, am crezut că întâlnirea a fost cu fratele tău. Nu, nu, cu fratele meu a fost da, după da, aceea. Da, 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 așa înțelesesem. Da, 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 am înțeles prost. Și ce s-a întâmplat atunci când autoritățile au anunțat că nu se mai știe nimic de el? Era arestat, era acolo. Nu era arestat. Ei au trăit o nebunie acolo, au trăit o, păi asta s-a o întâmplat. Tragedie. El a ajuns lucrând la un proiect în Sudanul de Sud. Între timp acolo a izbucnit războiul și restul e istorie. Și nu, n-a mai putut să se întoarcă de acolo. Și autoritățile de la vremea respectivă, pentru că și la noi era regimul acela, autoritățile de acolo, de la vremea respectivă, au zis că e mai simplu decât să își aprindă paie în cap spunând, da, e acolo, dar nu se poate, că a murit. Haide mă, nu
A murit, poate, gata, potoliți-vă. Deci asta a fost rațiunea răspunsului lor? Să presupun, nu putem decât să facem presupuneri. Da. Dar bănuiesc că mama a primit o hârtie, un document, nu? Da. Mai păstrează acel document? Cred că nu da. Nu știi, da. Ce face mama în Statele Unite? Mama este profesoară de engleză. Acum s-a pensionat. Americanilor. Le predă engleză americanilor. Le predă engleză americanilor noi. Copiilor care vin în Statele Unite din diverse țări. Nu doar români, fie, din toată lumea. Nu. A avut elevi din, nu știu din ce țară n-a avut. Din țări arabe, din țări asiatice, din țări africane. Din și fratele est. Tău, fratele care e cu mama? Fratele care este cu mama are mult mai mult talent la afaceri decât am eu și cu asta se ocupă. Bun. Ai fost la ei? Da. Ai fost, nu? La tatăl tău și la surorile, nu? Câte surori ai? Trei. Trei surori. Frumoase toate? Da. Frumoase toate. Ai fost la ei? Și frații mei sunt frumoși, să știi. Amândoi. Da. Păi, na, mi-închipui. Din părinți frumoși? Nu, în Sudan n-am fost. Nu. Îmi doresc să ajung. Am văzut foarte multe imagini și capitala, cel puțin, se bate cu orice capitală vestică. Ce vorbești? Da. Extraordinar. Arată senzațional. Bănuiesc că ai citit foarte multe lucruri și știi foarte multe lucruri despre țara asta, nu? Ai avut un interes deosebit. Am avut un interes deosebit. Am avut, de când eram mică și încă nu mi-a trecut, am avut un interes deosebit pentru toată zona aia. Și Egipt, și Sudan. Bine, sunt Sudan. Țări cu o istorie zdravănă, o istorie milenară, o istorie, știu puține lucruri, mai mult știu despre Egipt, dar și despre Sudan, mai știu câte ceva. O istorie extraordinară. Fratele pe care l-ai acolo și surorile, ce fac? Fratele pe care l-am aici. Fratele pe care l-ai aici, exact. A rămas aici? A rămas aici, lucrează aici. Am înțeles, e românaș. Am înțeles. Da. Moldovean. Da. Moldovean, vorbește cu accent, da. Un pic. Da, știu, păi am prieteni care au făcut și colegi de-ai soției mele, medici care au făcut medicina la Iași, care sau la Cluj, sau sunt mortal când ai văzut că vorbesc cu accent moldovenesc. Au învățat sau româna acolo sau, unde au studiat. Deci nu se poate, l-am auzit pe unul, pe un tip înalt, solid, de culoare, nu să nu spun negru. Deci, dar de ce să nu spui negru? Drag, nu știu ce dracu am, că nici nu mai știi cum să mai vorbești. De ce? Știi ce? Scuze-mă, te întrerup un pic. Eu nu înțeleg chestia asta, ne ferim să spunem negru. Atâta timp cât nu zici cioară, sau maimuță. Da, nu, păi aia deja, exact, aia este gulă. Nu, de ce să nu spui negru? Păi, eu știu de ce, că dacă lui Mădălin Voicu îi spun rom, mă înjură de mamă, de morți, băi, eu sunt țigan. Dacă lui Vasile Ionescu îi spun țigan, Vasile Ionescu e filozof, care a fost colegul cu mine la Zigzag, se uită ură la mine, nici nu mai știi cum să le mai spui, pe bune, e complicat. Un tip pe aeroportul din New York, un negru, un alt, care când a văzut în România, a început să vorbească ardelenește cu mine. Ioi! Deci am băut prea mult pe avion sau am făcut un debut de schizofrenie, altă explicație. Măsă ardeleancă. Stai că sunt negru student care a făcut facultatea la Timișoara, s-a îndrăgostit de o ardeleancă, a luat-o nervos. Și ăla a învățat română, de la maica sa ardeleancă. Dar nu știu dacă eu nu pot să imit accentul ardelenesc, dar îți imaginezi, dacă am filme și musculos, vorbind ardelenește, molcom, așa cum vorbesc ei. Da. Excelent. Și surorile tale? Surorile mele sunt... Sunt acolo? Sunt acolo, ce fac? Da. Studiază. Bun, deci familie de, nu știu, intelectuali, nu știu care sunt obiceiurile acolo, fetele nu învață carte, nu, că trebuie să se mărite, să nu au chestii de astea, nu. Între prostii, ca ăla care nu... Fetele trebuie să se mărite dacă vor ele să se mărite, nu le obligă nimeni, nu le duce nimeni legate fedeleș. Ei ce sunt acolo, creștini? Musulmani. Or fi și creștini. Or fi și, da. Tatăl meu e musulman și... Tatăl este musulman, ok, da. Și tatăl meu e genul de musulman care ți ia Biblia și Coranul și le pune una lângă alta și începe și îți spune: așa, uite, vezi, asta e și aici. Asta Fecioara e același lucru. Mântuitorul sunt
profeți. Uite. Da, și spunea, e o singură chestie pe care oamenii au împărțit-o în bucăți și și-au explicat-o fiecare și-au adaptat-o, așa cum a reușit. Exact, exact. Da, bine. Da. Un tip deștept, un tip cu carte, un tip care înțelege lucrurile într-un anume fel. Și da, îți spuneam că mama mea acum s-a pensionat, de câțiva ani de fapt, dar asta a făcut în state, le-a predat copiilor din toată lumea limba engleză și ea era cumva primul lor contact cu limba cu America, cu oamenii, și cu obiceiurile, cultura de acolo și i-a plăcut foarte mult să... Mama a plecat de mult? A plecat în 87, cred. 87. Tu erai foarte mică, nu? Așa se explică faptul că te-au crescut... unchiul. Mătușa, bunica, unchiul. Mătușa, bunica, unchiul, da, da, da. Nu e dor de țară, nu e dor de... Păi ar fi venit și anul ăsta dacă nu, era, dacă nu era palamucul COVID. Mizeria asta. Începi un program nou. Vine clar, în fiecare an. Vine în fiecare an, da? Da, eu manifest un interes deosebit cu... istoriile de genul ăsta, nu ție, spun mai mult celor care se uită la noi acum, zic, bă, dar ce-o întreabă ăsta să bagă chiar așa în sufletul ei? Am un interes personal, după cum foarte bine știi, Teo, fetița noastră, un copil adoptat și eu chiar țin minte poveștile astea pe care le aud, le bag la cap, pentru că mama ei, care a născut-o, mama biologică, mai are încă trei copii de care, mă rog, se ocupă, sunt mari și aia, îi crește, și îmi place să aud că niște familii, niște părinți se pot despărți, poate despărți viața sau nu știu. Dom'le, dar copiii lor care apar pe ramurile pe care se duc fiecare, nu știu, îmi face mare plăcere, mă bucur așa să aud, că se știu, se plac, se simpatizează. Foarte frumos ai spus, da, dar și frații mei sunt frumoși, nu numai ele. Da. Adică pot avea, pot avea niște relații, nu știu, suntem, Laura, suntem bolnavi. Te bucuri când auzi de că niște oameni păstrează niște relații frumoase, chiar dacă provin din ramuri dintre astea desprinse. Păstrează sau cu fratele meu, cu Adrian, fratele meu care locuiește în America, păstrez o relație, deși n-am stat împreună atât de mult încât n-ați crescut să fie împreună. Avut da. Genul de relație între frați pe care o ai în mod obișnuit. Dar vorbim despre lucruri, ne sfătuim unul cu celălalt. Cu Mubarak, cu fratele care este aici, construiesc o relație. Am început să o construiesc atunci când el a venit în țară și tot lucrăm la ea. Excelent. Ce? Și descoperiți că vă simpatizați, că sunteți ok, că vă urmăriți unul pe altul, că vă... Da, excelent. Oameni deștepți, oameni foarte deștepți. Da, asta ține mai mult de inteligență emoțională, să știi, inteligența afectivă decât de... Nu zic că suntem proști. Nu mă înțelege greșit. Dar asta ține de o anumită capacitate de relaționare, cred. E adevărat, dar eu cred, sau nu știu, vorbesc și eu din experiența mea acum. Doamne, mai faci unele lucruri și că ai citit ori prin Biblie, ori prin altă parte, că așa e bine. Și te mai ieși în istorie și vezi, doamne, cine s-a ținut de prevederea asta morală, a ajuns bine, ca să vorbesc în limbajul bunicii mele. Eu cred că dacă faci niște lucruri... Mai faci și ce trebuie. Cred că dacă faci niște lucruri doar pentru că ai citit undeva că așa e bine, mamă, fără să simți lucrurile alea, veche. Fără să le simți, lasă. Mai bine nu le faci. Fă ce scrie acolo, că așa îmi spune bunica mea, tu fă ce scrie acolo că vei îmbătrâni și vei înțelege de ce e bine. Dacă nu, da. Eu așa funcționez. Da, dacă nu simt, poți să-mi spui orice. Nu fac. Da. Nu pentru că așa trebuie. Fă mamă că așa... Exact cum spunea bunica mea țărancă, analfabet, fă mama așa, că așa face lumea și așa a trăit lumea mii de ani. E, nu toate lucrurile care s-au întâmplat mii așa de este. Ani sunt adus, bune, știi? La unele, e. Din fericire, s-a mai renunțat. Așa este, așa e. Începi un program, ai început deja un program greuț, care te va solicita. Vei mai avea timp de scris sau nervi sau energie, așa că timp, na,
Cred că oricine poate găsi o oră pe zi să facă ceva, dar trebuie să ai și energia și, și dispoziția chef. Și cheful. Și, da. Da. Vei mai avea, vei scrie? Faptul că prezint în weekend, da, și am timpul săptămânii, restul săptămânii, da, la dispoziție, mă ajută foarte mult să fac alte lucruri. Nu vei avea alte obligații de serviciu în timpul săptămânii? Nu. Nu, doar întâmplător. Numai întâmplător, am înțeles. Altfel, nu. Bun, bravo! Bravo, da, excelent. Nu, la scris, în niciun caz nu vreau să renunț și nici la traduceri. E clar, ai mulți oameni, o familie foarte mare, compusă din mai multe familii, care te țin de dragă și te citesc, se uită la tine, citesc cărțile, da, se uită la tine la televizor. Da. Surorile tale te văd, prind televizor. Surorile mele nu știu dacă mă văd la televizor, da, habar n-am, dar da, ne urmărim pe Facebook, așa că e foarte posibil să vadă, nu știu, live-urile Observatorului de pe Facebook. Exact, exact. Da. Cărțile tale, știu că tu scrii, mi-ai povestit că tu scrii mai întâi, ți-ai păstrat obicei, în engleză. În engleză și apoi traduci în română. Le trimiți cărțile tale în engleză? Nu le trimit cărțile mele în engleză, încerc, acum lucrez la alte volume pe care să le pun pe Amazon în engleză. Le pun acolo, pe cele în engleză. Cărțile în română n-am de ce să le trimit, că tata vorbește în continuare românește. Vorbește, nu? Da. Normal, da, da, da. Ei, nu știu, după atâția ani mai uiți, iată că n-a uitat. E, nu, lasă că acum să mă ierte, să fiu iertat pentru răutate, dar tata nu e răducioiu să uite în două săptămâni. Tata e, nu sunt două săptămâni, sunt niște zeci de ani. Păi nu, de vorbeam de fotbalistul nostru răducioiu, care nu mai știa după două săptămâni, după ce fusese detașat, era transferat la o echipă în Italia, nu știu, nu mă pricep. Cum o se zice la voi? Da. Da, deci în continuare scriu în engleză, după aceea nu mă întreba de ce, așa îmi vine, n-aș putea să te explic, mi-e mult mai ușor. Și după aia mă enervez când mi-e foarte greu să traduc în română un joc de cuvinte care în engleză sună foarte bine. Reușesc până la urmă, dar... Se pierde ceva? Se pierde. Da, da. Asta dacă nu găsești un joc de cuvinte mai alăturea, dar cu aceeași valoare, nu? Da, se pierde. E greu. Tot se pierde. Da. Numai cine n-a încercat niciodată să traducă un text literar își imaginează că este o treabă ușoară. Rescrii cartea respectivă atunci când o traduci. Trebuie să fii scriitor. Absolut. O rescrii. Absolut. Exact. O rescrii. Exact. Și dacă tot m-ai întrebat, ar fi trebuit să lansez la editura Herc Bennett, unde public, de când public. Numai acolo ai publicat. În aprilie, da? Volumul 3 din Demoni, a venit pandemia peste noi și... A, și e gata, tu l-ai scris, dar nu l-ai lansat. E gata, ar trebui să apară undeva la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Bun, și Doamne ajută, și lansez undeva pe iarbă, nu știu, venim, stăm răriți pe acolo... Îmi pare rău că n-a fost Bookfest, de exemplu, anul ăsta. N-a așa fost, trebuia să fie în iunie. Așa e, da. Nu știu dacă o să existe Gaudeamus. Sper că până atunci ne mai potolim un pic. Da, tu cum vezi toate? Cum ai trecut toată povestea asta, toată pandemia? Te-a abătut mult de la ale tale? Tocmai ce spuneam, că am ratat o lansare de carte. Asta da, da. Și un târg, da. Cu ocazia pandemiei. În rest, la momentul respectiv, stare de urgență, nu știu, oricum lucram de acasă. De acasă scriam, acasă traduceam. Nu din altă parte. Deci asta nu m-a deraiat prea mult. Dar exista la început și unii au păstrat-o. Acea teamă, pentru că nu se știau foarte multe și toată chestia asta cu virusul cel nou era prezentată ca și cum coronavirusul COVID-19, SARS-CoV-2, cum eu îmi spune, este un fel de combinație între lepră, ciumă și Ebola și practic dacă l-ai luat în secunda a doua ai murit și gata. Mai era ceva, nu ți se spunea dacă iei virusul mori. Dacă iei virusul, s-ar putea să nu știi că îl ai și să le faci rău celor apropiați. Mie chestia asta mi s-a părut îngrozitoare. Asta a fost și spaima ta, da. Asta mi s-a părut îngrozitoare. Da. Nu mă gândeam și... Da. Îți spuneam înainte, m-am dus la ei mei și am stat în curte, la distanță și eram, Doamne, și așa o să fie de acum încolo? Adică cum? Nu putem să ne luăm în braț? Gesturile astea
omenești pe care le avem în, în instinct, în ADN, să îmbrățișezi un om. Sigur. Cum, nu? Se mai poate? Gata? Așa? Între timp, ne-am mai lămurit, Organizația Mondială a Sănătății a spus, domne, stați un pic, asimptomaticii au șanse minime să transmită virusul, că înseamnă că n-au nici pentru ei, dar apoi să mai dea și la alții, dacă n-au simptome, hai să ne mai potolim un pic. Dezinfectam totul, veneam de la cumpărături cu sacoșele, le puneam în hol, le dădeam cu spray, tușea pisica 3 zile după aia, nenorocire. Și m-am pomenit într-o zi cu o legătură de ceapă într-o mână, cu spray-ul cu spirit în cealaltă. Cu aruncătorul de flăcări. Și am zis, da. Gata, frână. Frână, am luat o razna, nu e ok. Bun, respectăm reguli, distanțare, ne spălăm pe mâini, asta fac de când eram mică, mă spăl pe mâini, mă spăl în general, adică port mască în spații închise, în aglomerare, respect regulile, dar am reușit să mă liniștesc la căpuț, pentru că deja era prea mult. Îmi pare rău că nu ți-am spus că mai exista o metodă să te liniștești, să te liniștești cât se poate de la început. Zic, băi frate, că ăsta este obiceiul meu, eu mă zbat așa să nu stau prea mult în nicio emoție. În emoții păguboase, că n-am plăcută, tot așa. Și atunci ce fac? Mă duc imediat în rațional. Zic, dom'le, a mai trecut omenirea prin așa ceva? Zic, a, păi am mai trecut, au ciumele alea. A, zic, pandemia din 18-19 și am început gripa spaniolă. Gripa spaniolă, exact. Și am început să citesc. Am luat să citesc despre gripa. Și am văzut tot filmul pe repede înainte, tot ce trăim acum. E conspirație. Ne infectăm când purtăm mască. Să strâng bacterii. Deci tot filmul l-am văzut. Tot. Vor să ne rărească, vor să ne omoare. Nu ne-au omorât cu primul război mondial, ne omoară cu tot. Și atunci m-am asta liniștit. Ai găsit în presa vremii. Da. Că spuneau oamenii că e conspirație, cărți, și așa mai departe. Cărți, presa vremii. Că spui asta acum despre... Nu, Doamne ferește. Tot filmul l-am văzut, tot filmul ăsta a mai rulat în 1918, 1919, 1920. Cu aceleași episoade, Laura. Iar mă întrebai despre unii oameni și reacțiile lor și ce se întâmplă cu ei, cu noi. Există extrema... virusul nu există? Da. G5. Nu cred în virus, de parcă ar fi iepurașul de Paște sau a doua venire a lui Hristos. E un virus, adică nu trebuie să crezi în el sau să nu. El există, practic, da. Acolo. Există, o să murim cu toții, trebuie să stăm în casă până apare vaccinul. De extrem mai mult. Da, m-am da, uitat, da, dacă cumva îndrăznești da, să spui, bă, da, există, dar nu e chiar așa, da, da, hai să da, ne potolim un pic, avem da, grijă da, și o da, să fim ok, să iei și de la unii și de la alții. Da. Categoric. Da, păi nu spune că eu sunt în situația asta. Da, da. M-am uitat și eu de curiozitate cât durează să faci un vaccin, de când îți vine ideea să-l faci da, și până da, când intră în... Tu cred că poți să afli mult mai la îndemână. Nu? Da, da. Ai pe cine să întrebi specialitatea. Da, o întreb, da, eu m-am uitat Carmen pe net că, da, na, și am văzut da, că durează între 5 și 10 ani, pentru că se fac tot felul de testări și retestări. Trebuie să vezi cât de eficient e, că poate durează o lună efectul, poate durează un an, poate durează imunizarea pe viață. Dar n-ai de unde să știi asta dacă nu testezi. Da, da. Când aud, trebuie să stăm în casă până se face vaccinul, sunteți nebuni, vreți să stăm în casă 10 ani? Da. Da. Eu sunt pro-vaccinuri, categoric. Pro-vaccinuri, nicio problemă. Dar nu mi-aș face un vaccin care a fost făcut în 5 luni? N-aș avea încredere în el, în efectele lui secundare, nu știu. Aș mai sta un pic să văd, știi? Da. Aș mai sta un pic să văd. Eu m-aș uita, eu cam asta am făcut toată viața. Și adică am învățat de tânăr chestia asta, am învățat-o de la taică. Mă, că nu știi să faci, întreabă-l pe ăla care a trecut prin așa ceva, dar care e de meserie. Uh-huh. Atunci le spun și amicilor mei, bă frate, când vă doare capul și nu știți ce să faceți, întrebați-l pe un doctor, nu contează ce doctor, orice doctor. Bă, tu ce faci când te doare capul? Păi mă duc la cutare, mă duc și du-te unde zice ăla. Atunci și cu vaccinul ăsta, eu o să fac ce o să-mi spună prietenii mei infecționiști. Uh-huh. Dacă ea o să zică, băi Mirele, noi ne-am făcut, că de obicei... Oamenii deștepți așa răspund. Oamenii deștepți nu spun ce să bă, fă așa sau nu fă. Da, eu fac sau eu aș face exact, așa. Exact. Eu în momentul în care o să iau pe aia, că o să mă, noi ne-am făcut, o să-mi fac.
Clar. Dacă o spun ei. Dacă o spun ei. Dar repet, da. Asta cu dacă se până se face vaccinul. Acum cu vaccinul poate durea nu știu cât. Și vitezele astea s-au mai schimbat. Mai ales că acum este spaima foarte mare de colaps economic global, mondial. Atunci au cât de cât așa firmele astea de producătoare și-au dat cumva mâna, cooperează. Există, se fac de exemplu webinare dintre astea, cum se numesc, adică ședințe pe net, pentru, spun pentru cei care nu știu ce e, webinare. Și în ședințele alea pe net sunt câte 1000 de doctori din câte o specialitate din toată lumea. Minunat, dar știi că organismul uman tot așa reacționează. Nu, adică până nu poți să-l grăbești. Așa este, dar, de exemplu, una din firmele astea, nu știu, nu pot să și spun cine, AstraZeneca. O să se repede oamenii acum să rupă farmaciile să ia piramidoane făcute de AstraZeneca. Sunt în studiu de fază 3 și deja testează pe 400 de mii. Am tot citit. Testează pe 400 de mii de oameni din toată lumea. Ceea ce spui tu cu 10 ani, ăsta este, într-adevăr, este studiul de fază 4. Când medicamentul sau vaccinul sau produsul respectiv este în piață, dar ei urmăresc posibile efecte secundare mult mai complexe, mult mai... Acum, și efectele astea secundare, ce vedem noi pe prospectele astea de medicamente? 1 la 10, uneori dureri de cap. Evident. Aia înseamnă 1 la 10.000. Evident, sigur că da. Nu sunt absurdă. Spuneam doar că poate că n-ar trebui să ne ducem, știi? Da, nu mai ieșim din casă până când... Nu, ieșim. Nu, că trebuie avem treabă, să, adică... nu, trebuie să intrăm într-un firesc. Nu putem să punem viața așa pe pauză timp de... Acum, nu știu. Mai mult decât atât, le recomand celor care se uită la noi și vor să se informeze, să pună mâna să caute, să vadă ce s-a întâmplat, că vor găsi și pe net, și în biblioteci, în multe locuri vor găsi, ce s-a întâmplat cu gripa spaniolă. Mi-a explicat o prietenă de-a noastră, medic infecționist, că și virozele astea, nenorocirile astea, pandemiile astea, au un ciclu de viață. Apar, se dezvoltă, înseamnă că seceră, intră într-un palier, după care scad de la sine. Pentru că ele n-au niciun interes să omoare o populație. Pentru că nu mai au cum exista. Culme, există. Sistemul nostru imunitar, că noi uităm de el. Da, tot da, timpul. Da, se adaptează, da, săracul. Da, el există, da. Funcționează. N-a existat nici pandemia din 1918, gripa spaniolă. N-a fost combătută cu niciun vaccin. S-a adaptat organismul, exact. Sigur că da. Și a apărut... probabil că asta o să se întâmple. Gripa spaniolă s-a întâmplat chestia, s-a întâmplat în jumate, 2 ani. Același lucru bănuiesc eu, și nu are importanță ce bănuiesc eu, aflu din ce spun infecționiștii, că același lucru se va întâmpla așa. Și îți dau perfectă dreptate, sigur că în timpul ăsta trebuie să ne trăim viețile. Trebuie să ne trăim viețile, trebuie să ne vedem de viețile noastre. Clar, fără discuție. Nu știu, cu mască, fără mască. Cu mască, dacă așa e regulă. Da, având grijă de părinții, de bunicii noștri. Absolut. Sigur că da. Dar nu trebuie să ne punem mâinile pe piept, să aprindem lumânare, să așteptăm să murim de corona. Da. Nu. Iar cu noi, cu jurnaliștii, e foarte complicat în perioada asta. Orice am face și orice am spune, ne o luăm rău de tot. Ai văzut, suntem acuzați aia care îndemnăm oamenii la nițică atenție, la o atenție rezonabilă. Du-te, domne, cu masca la magazin, nu lăsa strănutul pe acolo pe produse, nu... Dar nici măcar nu trebuie să fie corona. Eu nebunesc în fiecare iarnă când e sezon de gripă și văd oamenii cătușesc și strănută și nu pun mâna, batista, nimic. Sunt așa. Da. Așa este. De aici plecasem, de la faptul că spuneai că cei dragi, mătușa, unchiul, mama, se uită la tine și te citesc. Te și corectează, te ceartă? Nu e bine, nu mai fă aia, nu mai spune aia, nu mai zi aia, nu mai... Nu spun, îți fac cum să văd ce nu bine mai de, face ce aia bine sau... de tine. Da. Nu mai face aia, sigur. Da. În sensul că îți fac observații, să te critică? Îmi spun, băi, mi-a plăcut cu tare sau...
spun, dar nimeni nu zice, ce faci, vezi să nu mai faci așa. Ce faci când, când spun... Mm. Nu știu, depinde de la ce spun, e de la caz la caz. Dacă e ceva ce am făcut pentru că se justifica să fac în felul respectiv, le explic. Da, am făcut așa pentru că aia. Da, deci ai un critici, ai critici, sunt critici în jurul tău. Foarte bine. Da. Foarte bine. E o întrebare, e ultima întrebare și o întrebare pe care o pun tuturor, o întrebare care te va... cred că te va și enerva. Ne imaginăm că duminică sunt alegeri pentru funcția de președinte a României. Candidează Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Pe cine votezi? Duminică lucrez. Și nu poți să fugi 5 minute. Nu, n-ai cum. Te dau ăștia afară. Abia te-au angajat și te-au... am trecut de mult de o oră. Bineînțeles că n-am reușit nici măcar să zgâriem glazura. Laura, îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Și cum emisiunea asta Dosare de Presă se vrea a fi o emisiune în care eu să realizez niște interviuri cu oamenii care au ceva de spus în presa asta și care lasă ceva, un semn serios. Sunt atât de puțin, cred că în vreo 5-6 luni ne vom vedea din nou. Să rămână. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.